Chiar dacă mai sunt doar câteva zile până la sărbătorile pascale, inspectorii DSV nu au luat vacanță. Aceștia au luat la verificat toți comercianții din piețele municipiului Târgu Jiu. Au confiscat zeci de produse alimentare, mai ales ouă și pește. Controalele urmăresc respectarea condițiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor din toate târgurile de animale, piețelor agroalimentare, unitățile de tăiere, procesare, depozitare, comercializare și unitățile de alimentație publică. Ăstea de rață se confiscă? Ia, să vină proprietarul. Da? Dar nu sunt ale mele, eu ce să fac cu ele? Uite și acolo. Da? Inspectorii DSV au explicat oamenilor că nu le este permis să comercializeze ouăle de rață, deoarece acestea nu erau marcate. Ouăle de rață de ani de zile vorbim că nu au ce căuta la vânzare în piață. Le consumăm acasă. Aici e consum public și ouăle de găină se consumă, după ce sunt verificate de către veterinari. Inspectorii DSV au transmis consumatorilor să acorde o atenție deosebită atunci când cumpără ouă, deoarece acestea trebuie să fie întotdeauna marcate și asupra cărnii aceștia au avut câteva sugestii. Carnea trebuie să fie cumpărată doar din târguri amenajate special.